Salutare, dragi tovarăși, și bine v-am găsit în cartierul care... Am intrat acum zona unde se petrece? Nu, mai avem. Mergem să vedem. Cât? 2 km. În 2 km aflăm dacă se petrece sau nu în PTM. Poate îl găsim și pe Uzi și Neacu la înjurături. Care, deci, ce se întâmplă, ce suntem afară la ora asta, e vreo, nu știu, 12-1 noaptea, cât dracu fie acum. Și, da, am zis, hai, dacă ieși pe afară, trage și de un vlog ceva, poate... Ce se poate întâmpla? Ce se poate întâmpla? Filmăm prin Pantelimon. Vedem dacă lumea petrece sau nu. Ne băgăm, da, bă, știi cum îți dai seama dacă ai ajuns sau nu în Pantelimon? Sunt blocurile galbene, deci n-am ajuns unde trebuie. E prea nou, nu sunt gri, sunt galbene, deci mai avem până ajungem în Pantelimon. Bă, dar ce bine în stăpărul azi. Ce sexy mă simt. M-am țucat. Bă, știi cum mă simt acum? Parcă mergem acum să prindem un pedofil. Hai. Numai că eu nu sunt justițiarul de berceni, eu sunt legiuitorul de urziceni. Am venit aici să legiuiesc lumea. Și l-am luat pe Daniel cameramanul, care azi nu-i cameraman, e Daniel Badiguardu. Bă, dar îmi place ce bine stă părul. Ai fost Daniel cameramanul când a fost la Delta Văcărești? Bă, da. Dar păcat că nu am reușit primul calme. Da. A rămas vlogul ăla ca și clip pentru membrii, pentru că o lavalieră, și anume cea a boului ăsta, n-a fost pornită și n-am avut sunet. El s-a auzit perfect de parcă era vlogul lui și eu trâncăneam ca o moară stricată și nu mă auzeam. Și nici nu stăteam aproape unul de altul să zici că aveam sunetul de pe cameră, că ne îndepărtam vreo 10-11 metri. Da, mă, dar nu știu cum dracu. În fine, ia. Țeapă, asta e, se mai întâmplă. Mai filmăm. Mai filmăm noi, mai trecem, dar să se mai răcorească. Acum dacă mergem ne mănâncă țânțarii acolo. Bă, da, chiar am 11 țânțari, am uitat să le iau cu bine. A, nu. Bine, ce-i drept, am observat că prin București nu sunt țânțari, adică gândaci la greu. De fapt, stai, uite, în cartier și încă n-am dat de roșuri de alea de gândaci. Acum ar fi culmea să le iei. Da. Băi, am o întrebare pe cei din comentarii. Cei care sunteți din București, scrieți din ce cartiere sunteți și dacă aveți invazi de gândaci pe acolo. Că sunt unele cartiere, bă, mâncați-și. Mergi pe stradă, se suie gândacul pe picior. Bă, da, dar nu știu, nu mai este problema asta cu gândacii chiar atât de mare. Bine, mai sunt unele zone, dar în general nu prea mai știu. Mai ales că mulți au renunțat la când avem drumul, la hienele alea. Da, la tubulaturi. Exact. La blocul meu încă e tubulatură din aia și... Așa la, cred că e motivul pentru care e tămașul? Da, mă, dar problema e că sunt pe stradă, aia e chestia. Deci merg pe stradă și se suie pe picior. Păi, hai să zic ce am pățit eu odată. Veneam de la... Bă, unde fusesem eu pe afară. Nu contează. Și... M-am băgat după o chestie, un cub mare, ceva, să mă pișcă. Gata, și așa nu mai contează acum, mai povestea mea. Deci eu mă băgasem după o chestie să mă țârcăi. Și când să mă întorc, m-a fugărit un carcala, cred că 5 metri. Deci îmi aducea aminte de când eram eu mic și mă alergau gâștele. Aceeași senzație, aceeași frică, aceeași spaimă. Să vezi un carcalac de ăla cu tunșoare că se ține așa după tine după ce, în timp ce eu mă încheiam la șliț. Bine dracu că nu mi-am prins cariciul fermoar. Îmi făceam și circumcizie fără să-mi schimb religia. Aici în față avem și zgârienorul cartierului. Un dita mai blocul de 17 etaje. Am văzut și eu videoclipul despre cartierul ăsta cu o săptămână și am zis, bă, trebuie văzut. Stau și mă gândesc, cât dracului o fi o chirie aici? Dănuțule, tu cât zici că o fi o garsonieră în blocul ăsta? 700 de euro. 700? Depinde. Bă, depinde. Eu zice vreo 400 de euro poate să fie maxim. Pun la Edita să văd cât e o chirie pe lună într-o garsonieră aici. Chiar sunt curios, îți dai seama, stai la etajul 17, vezi tot Bucureștiul. Bă, blocurile nu mai sunt gri de mult, le-au mai renovat. Dar, în schimb, zona este destul de activă, adică e lume, chiar și la ore de-astea târzii. Nu mă așteptam să fie așa multă activitate, ca să zic așa. Dar, în principal, nu am simțit pericole sau ceva. Într-adevăr, mai sunt, mai în spatele meu, niște cetățeni mai veseli, așa, mai prăjiți.
dar inofensiv din fericire. Și acum suntem după blocuri, dar din nou, nu mai sunt gri că le-au vopsit pe toate. Mă, sunt ceva cetățeni mai dubioși așa pe stradă, erau unii cu boxa, ascultau ceva. Dolănescu, ce dracu ascultau aia? Să fie sănătoși. O luăm și pe aici printre blocuri, după cum vedeți, nu e absolut nimeni pe aici, de-a dreptul pustiu, doar aici casa Domnului, casa lui taică-miu, adică, că eu am plete, că ar precum Iisus, haha, ce amuzant sunt. Așa, își face omul meu cruce, ia uitați-l, își face cruce și a dat și șapca jos, om credincios, dar cruce nu-ți faci când te vezi cu mine, nebunule. Îi zici tu că-ți faci cruce cu mâna care dai noroc cu bine. Hai să vedem ce se întâmplă pe aici printre blocuri, dacă mai sunt probleme sau nu, dar în principal așa și într-adevăr, chiar sunt mai înalte aici la șosea. Undeva în spate se alerga unii, am auzit un tetai să boară familia mea. Da, o zonă liniștită, suntem pe strada asta pe unde nu se vede absolut nimic. Norocul meu că l-am pe Dănuțu, că așa n-aveam tupeu să umblu cu părul desprins pe străzile astea. Da, deci se mai aud câte de vreunul de ăsta așa. Și aici în fundătură? Nu, băi, eu nu prea am fost pe aici, adică eu ar trebui să iau un bolovan între măsele. Și ca să fie treaba full, pute și-a marihuana. Adine ori trecuse pe lângă casa aia mai în spate și miroase aia Maria Ioana. De unde știu cum miroase? Avem cu toții cât un prieten care e mai matrafoxat așa. Sau aveam, mă rog. Sau am fost la o petrecere și erau unii care prăjeau. Se prăjeau. Dar eu mereu am fost la petreceri doar la care se îmbăta. Bea mai toată berea. Îi lăsam pe ei să se prăjească. Păpaia asta aia cealaltă de unde am venit noi. Erau niște unii cam matole așa. Parcă s-au mai strâns câțiva acum la bârfă. Ia până la 3 dimineața. Nu știu dacă se aud până aici cum râd. Dar sunt rupt singură de beți. Mă, ca și verdict de până acum, nu mi s-a părut chiar așa de periculos cartierul ăsta, adică eu am văzut în cartier la mine acum 2 săptămâni pe unul în curugol. Cum s-a întâmplat? Nu știu. Ce ți-am povestit, că era unul în fundul gol? Nu. Hai să zic. Deci, veneam de unde veneam. În aceea seară când m-a alergat gândacul de parcă era un gâscan. Și când s-a ajung la blocul meu, îl văd pe unul că iese dintre mașini, unde erau parcate, cu pantaloni într-o mână, în tricou și în fundul gol. Norocul meu a fost că eram în spatele lui și l-am văzut. Și cum bătea lumina de la un bec, îi lucea curul. Și l-am văzut. Așa că am ocolit și eu, am dat roata la bloc și a dispărut. Chestia că am mai trecut oameni pe lângă el, unul cu mașina, i-a dat și fază lungă. Acum cred că era în fundul gol și cu pantaloni în mână, că probabil o fi făcut pe el ceva. Da, eu n-aș umbla în fundul gol. Chit că era noapte, adică vreo 12 noaptea, 11 noaptea. Băi, ăsta e ultimul lucru pe care ai vrea să-l vezi la ora aia, pe unul în fundul gol cu pantaloni în mână. Așadar, scrieți-mi din ce cartiere sunteți voi și mergem aici, legiuitorii de Ialovița. Mergem acolo să dacă sunt cartiere periculoase sau nu. Vezi faza asta. Care? Acum. Da ce are, bă? Păi nu, mă, că aia trebuie să fie la final. A. Deci încă o dată, nu mai tai. Vă zic eu acum, v-am sucat. Da. Deci să scrieți... Uite-mă, iar continuă. Am vrut să iau de la capăt faza aia, bă, gabiești. Deci da, cam ăsta a fost vlogul. Scrieți și voi comentarii din ce cartiere din București sunteți și cam ce ar fi de vizitat în ele așa pe la ore de-astea târzii în care majoritatea probabil dor cu perna în brațe, în afară de bețivea. Nu știu ce scară e aia, dar cei de stă în zonă sigur o să zică: a, păi știu, păi aia fiecare seară stau acolo la șpriț. E bine, cunoaștem locatarii zonei, ăștia, vedetele locale, filozofii de la bibliotecă. Deci da, noi am fost legiuitorii de Ialovița. Ne vom auzi data viitoare. Ciao, les!